În acest video prezint alegerea de la rafta unor produse care să conțină substanțe nutritive utile. Astăzi vom vorbi despre produse care conțin substanțe utile bune din grâu, produse cu făinuri din grâu, surse bune de omega-3 și care este proveniența acestora. Și despre grâul spelt, din care selecția căruia sunt fabricate marea majoritate a pastelor din ziua de azi. Putem alege o pâine făcută cu în serie scurtă, o pâine artizanală, cum ar fi aceasta. Aceasta se găsește mai greu la raftul din supermarketuri. Este făcută cu maia de drojdie. Dacă nu găsim acest lucru, nu ne este aproape piața, putem alege o pâine toast, vreau din România, cu măciniș integral din grâu și cu până la 20% făină de secară. Ea este îmbogățită cu gluten, glutenul fiind proteina din grâu, care este considerat, după anii 90, s-a descoperit că este un alergen. Iar dacă nu vreți, am găsit și pâine care nu conține deloc grâu sau gluten. Este făcută dintr-un măciniș de orez, împreună cu alte făinuri din cereale și nu conține nici lactoză, nici uleiuri vegetale. Aceasta este. O mare parte din prăjiturile de procesare industrială din serie lungă, eu am găsit niște brioșe, acestea sunt. La prăjituri și patiserie este folosită de regulă făina de tip 650 și făina de tip 450, care reprezintă cu grâu mai puțin selecționat și un măciniș care nu este foarte fin. Aceste brioșe conțin până la 4% grăsimi parțial hidrogenate și hidrogenate din ulei de palmier și din alte uleiuri vegetale. De ce este bine să avem aport de omega-3? Pentru că este necesară evitării apariției unor inflamații la țesuturi și dezvoltării creierului, precum și bunei funcționări a acestei. Este grăsimea bună care este hrană pentru creier. Se găsește ficat de cod natural la conservă. Acesta nu conține, ca și conservanți, decât sarea și poate o foaie de dafin și puține boabe de piper. Am găsit totuși ce e interesant, un ficat de cod conservat în lămâie și sare, lămâia reprezentând 2% din volum. Altă sursă de omega-3 de tip marin sunt macroul, sardinele și heringul. Mă refer la cele care pot fi băgate în conserve. E interesant totuși că l-am ales sardinele pentru că reprezintă și o bună resursă de calciu. Iar ceea ce se găsește și în marea noastră și sunt un conținut excelent de omega-3 absorbibil, reprezintă midiile sau scoicile. Am găsit midii congelate, fără cochilie. Mai sunt încă două feluri de surse de omega-3, fructele de avocado și semințele. La noi în țară, camie și semințe, nucile sunt cel mai bun
supliment de omega 3, ele conțin și vitamine din complexul B, precum și oligominerale. Acum să revenim la folosirea grăului în producerea unor alimente. Grâul spert sau în italiană grano duro este un grâu băgat în gluten care este folosit la fabricarea pastelor. Prin metode industriale și de laborator se selectează o mare parte din grâu pentru a folosi cele mai de calitate boabe. Acestea sunt pastele renumite pentru spaghete, dar am găsit și niște paste care se conservau la rece chiar în magazin cu ou, sunt niște tagliatelle, iar dacă vreți să nu le gătiți pe toate și să le mai conservați în frigider, nu se mai pot fi bune de păstrat decât maximum 4 zile la o temperatură mai mică de 5 grade. Data viitoare vom vorbi despre produsele prelucrate din boabele de porumb lactate și ce conține de regulă pita.